Dragă Luciliu, am scăpat fugind la vila mea din Nomentum. De cine crezi? De oraș? Nu, de o febră și încă de una care se strecurase pe nesimțite. Mă cuprinsese de-a binelea. După pulsul viu, neregulat și depășind măsura normală, medicul spunea că e un început. Poruncii așadar să mi se pregătească o trăsură. Deși Paulina mea mă oprea, am stăruit să plec repetând într-una vorba fratelui meu Galio, care, având în Ahaia un început de febră, s-a urcat imediat într-o corabie, spunând că boala nu e în trup, ci în atmosferă. Așa îi spuneam și eu Paulinei mele, care îmi recomanda să mă îngrijesc eu în primul rând de sănătatea mea. Fiindcă știu că existența ei se învârte în jurul vieții mele, încep să mă ocup de mine ca să mă îngrijesc astfel de ea. Și bătrânețea m-a făcut mai curajos în multe. Trebuie să renunț la acest avantaj al vârstei. Mă gândesc câteodată că în acest bătrân este și un rest de tinerețe, care trebuie să fie cruțată. Așadar, cum eu nu pot obține ca ea să mă iubească mai tare, ea obține ca eu să țin mai mult la mine. Să fim înțelegători față de sentimentele frumoase, chiar dacă uneori sunt pricini apăsătoare. Să nu renunțăm la viață, oricât de chinuit ar fi, de dragul alor noștri. Să o ținem cu dinții, fiindcă omul virtuos trebuie să trăiască nu cât îi place, ci cât se cuvine. Cel care nu prețuiește pe soția lui, pe prietenul lui, atâta cât să mai zăbovească în viață, ci stăruiește în hotărârea de a muri, este un nevolnic. Atunci când interesul alor noștri o cere, sufletul trebuie să-și impună și această datorie, să-și amâne nu numai dorința de a muri, dar și începutul aplicării ei, să se dăruiască alor săi. A îmbrățișa din nou viața de dragul altora este dovada unui suflet mare. Oameni de seamă au făcut-o adesea. Dar semnul celei mai mari iubiri, cred, este a-ți conserva cu mai multă grijă bătrânețea, deși folosul cel mai mare al ei este că nu-ți mai dă atâtea griji și că poți uza mai îndrăznesc de viață. Dacă știi că aceasta este plăcerea, interesul sau dorința vreunuia dintre ai tăi. Acest lucru își are și în sine însuși o încântare și o răsplată deosebită. Ce este oare mai plăcut decât să fii atât de drag soției tale, încât din cauza aceasta să-ți devii și ție mai drag? Paulina mea poate pune la socoteală nu numai temerea ei, dar și temerea mea. Mă întreb cum mi-a reușit planul cu plecarea. De îndată ce am scăpat de atmosfera apăsătoare a orașului și de acel miros de bucătării fumegânde, care îndată ce sunt atinse, împroașcă odată cu funinginea toate mirosurile înecăcioase, am simțit o schimbare în sănătatea mea. Dar când am ajuns la vie, ce putere am mai prins! M-am pus pe mâncare ca un animal scăpat într-o pășune. Așadar, mi-am revenit. Nu mi-a mai rămas nici urmă de stăbiciune, starea cea îndoielnică a unui trup ce nu vestește nimic bun. Încep să lucrez din toată inima. La aceasta locul nu contribuie cu prea mult dacă sufletul nu se apleacă asupra lui însuși și dacă nu-și va găsi, de va dori, refugiul chiar în mijlocul treburilor. Cel care caută anumite regiuni și umblă să-și dobândească liniștea, va găsi peste tot în ce să se risipească. Cuiva care se plângea că nu i-au fost de niciun folos călătoriile, Socrate zice, se i-a răspuns: ți s-a întâmplat ce trebuia, căci călătoreai împreună cu tine. O, ce bine ar fi de unii dacă s-ar rătăci de ei. Acum însă se țin scai de ei, dânsii își fac griji, își strică viața, își fac temeri. Ce folosește să treci marea și să schimbi orașe? Dacă vrei să scapi de chinurile care te apasă, trebuie să fii nu altundeva, ci altul. Să zicem că ai venit la Atena sau la Rodos.
Alegeți orașul după bunul plac. Ce importanță are ce moravuri sunt acolo? Tu vii cu ale tale. Socotești că averile sunt o fericire. Te va chinui sărăcia și lucrul cel mai trist, una imaginară. Într-adevăr, oricât de mult ai avea, dacă un altul are mai mult decât tine, îți pare că, cu cât te depășește, atâta îți lipsește. Socotești că onorurile sunt o fericire. Alegerea drept consul a cutăruia, chiar și realegerea, îți vor face rău. De câte ori vei vedea că se vorbește mai des de cineva în faste, te va chinui invidia. Nebunia ambiției tale va fi așa de mare încât n-ai să te uiți la nimeni din urma ta dacă ți-o va lua vreunul înainte. Socotești că moartea este cel mai mare rău, deși nimic nu-i rău întrânsa, afară de ceea ce o precedă, frica. Te vor înfricoșa nu atât primejdiile, cât închipuirile. Vei fi muncit de năluciri. Ce va folosi oare? Că am scăpat de orașele grece și că am putut să urmăm fuga noastră prin roiul de dușmani? Chiar și pacea va fi izvor de temeri. De îndată ce sufletul se clatină, nu mai ai încredere nici în oamenii cei mai de nădejde. Dacă spiritul își face obișnuință din temerile necugetate, nu mai e în stare să-și asigure propria conservare. Într-adevăr, el nu evită primejdiile, ci o ia la fugă. Din spate însă suntem mai expuși. Socotești că pierderea unuia dintre cei dragi este o foarte mare nenorocire, deși o asemenea părere este o prostie tot atât de mare ca și a plânge pentru că pomilor tăi dragi care îți împodobesc casa le cad frunzele. Privește tot ce te desfată precum privești frunzele, cât timp sunt verzi. Într-o zi se va scutura una, într-alta celelalte. Dar precum căderea frunzelor este o pierdere ușoară pentru că ele renasc, tot astfel pierderea celor pe care îi iubești și pe care îi socotești mângâierea vieții tale este ușoară, fiindcă dacă nu renasc, se înlocuiesc. Dar nu vor fi aceiași. Nici tu nu vei mai fi același. Orice zi, orice ceas te schimbă. În altele, paguba se vede mai lesne, pe când aici, fiindcă nu ies, la iveală rămâne ascunsă. Unii sunt trăpiți dintr-o dată, pe când noi ne furăm și ne secătuim singuri. Dar tu nu te gândești la nimic din toate astea și nu vii cu niciun leac la aceste răni, ci semeni însuți pricini de îngrijorare, sperând de unele, disperând de altele. Dacă ești cu minte, fă un amestec dintre acestea două. Nu spera fără disperare, nu dispera fără speranță. Întrucât călătoria a putut să fie de vreun folos cuiva prin ea însăși. Ea n-a temperat nici când plăcerile, n-a înfrânat poftele, n-a potolit furia, n-a domolit nepotolitele pornire ale dragostei. În sfârșit, n-a alungat din suflet niciun viciu. Ea nu i-a dat nimănui judecată, nu i-a risipit eroarea, ci, ca pe un copil uimit de ceva nemai văzut, l-a răpit doar puțină vreme printr-un fel de noutate a lucrurilor. De altminteri, nestatornicia spiritului și mai ales a unui bolnav sâcâie, iar zbuciumul însuși îl face și mai schimbător și mai nestatornic. Urmarea este că oamenii părăsesc cu și mai mare înfocare locurile dorite cu înfocare, trecând peste ele în zbor ca niște păsări și se întorc mai repede decât au venit. Călătoriile te vor face să cunoști alte neamuri, îți vor arăta forme noi de munți, întinderi de câmpii nemai văzute, văi udate de ape nesecate, natura unui fluviu văzută ai doma, fie cum Nilul se umflă și se revarsă în fiecare vară, fie cum tigrul dispare din ochi și curgând misterios apare apoi în întreaga lui măreție,
fie cum meandrul, teamă de exerciții și divertisment întâlnită la toți poeții, se încolăcește într-o mulțime de întortocheri și, ajungând uneori în vecinătatea albiei lui, își schimbă cursul înainte de a se vărsa întrânsul. Toate acestea însă nu te vor face nici mai bun, nici mai cuminte. Trebuie să ne petrecem vremea studii și printre căutătorii de înțelepciune, ca să ne însușim cele descoperite și să cercetăm cele nedescoperite. Numai astfel sufletul, care trebuie să fie scos din cea mai nefericită sclavie, își capătă libertatea. Cel puțin atâta timp când n-ai să știi de ce să fugi și ce să dorești, ce este necesar și ce-i deprisos, ce este drept și ce este nedrept, asta nu e călătorie, ci rătăcire. Iar această goană nu-ți va aduce niciun bine, căci călătorești împreună cu patimile și viciile tale te urmăresc. O, dacă te-ar urmări numai, ar fi o oarecare distanță. Acum însă le porți în spate, nu le iei cu tine. De aceea te apasă oriunde ai fi și te chinuiesc, mistuindu-te. Bolnavul să-și caute leacul nu în locuri străine. Dacă cineva își rupe piciorul sau și îl scrântește din încheietură, nu se urcă în căruță sau în corabie, ci cheamă doctorul ca să-i potrivească oasele frânte sau să-i pună la loc osul scrântit. Apoi cum? Un suflet zdrobit în atâtea locuri și torturat, crezi că se poate însănătoși prin schimbarea locului? Boala este prea gravă ca să poată fi tratată prin preumblare cu lectica. Călătoriile nu te fac doctor, nu te fac orator. Nici o artă nu se învață schimbând locul. Înțelepciunea, cea mai însemnată dintre toate artele, se deprinde oare bătând drumurile? Nu există niciun drum, crede-mă, care să te ducă dincolo de patim, dincolo de furii, dincolo de temeri, căci dacă ar exista, neamul omenesc ar da buzna într-acolo. Atâta timp cât duci cu tine cauzele răului în rătăcirile tale pe măr și pe uscat, relele acestea te vor chinui și te vor mistui. Te miri că fuga nu-ți folosește? Fugi de lucruri care sunt în tine. Așadar, pe tine îndreaptă-te. Zvârle-ți poverile și pune dorințelor care trebuie să fie stârpite o măsură sănătoasă. Smulge-ți din suflet toată ticăloșia. Dacă vrei să faci călătorii plăcute, vindecă-ți tovarășul de drum. Cât timp vei conviețui cu un avar și cu un meschin, avariția se va ține de tine. Cât timp vei sta împreună cu un îngânfat, îngânfarea se va ține de tine. N-ai să te lecuiești de cruzime, atâta timp cât faci casă cu un călău. Tovărășia desfrânaților îți aprinde patimile. Dacă vrei să te dezbraci de păcate, trebuie să fugi departe de exemplele viciilor. Avarul, stricatul, sălbaticul, șarlatanul, care ți-ar face mare rău dacă ar fi prin preajma ta, sunt înăuntrul tău. Îndreaptă-te spre cei mai buni. Trăiește cu Catonii, cu Lelius, cu Tubero, iar dacă vrei să conviețuiești și cu grecii, stai în preajma lui Socrate și a lui Zenon. Unul te va învăța să mori dacă este nevoie, celălalt înainte de a fi nevoie. Trăiește împreună cu Crisip și cu Posidonius. Ei îți vor da cunoștința celor divine și a celor omenești. Ei îți vor porunci să acționezi, nu numai să vorbești savant și să înșirui vorbe spre desfătarea ascultătorilor, ci să-ți întărești sufletul și să-l îmbărbătezi împotriva amenințărilor. În această viață nesigură și bătută de valuri, nu-i decât un port de scăpare. A nu-ți păsa de tot ce se întâmplă, a te înălța încrezător și gata să primești în piept săgețile sorții, neascunzându-te și neîntorcând spatele. Natura ne-a zestrat cu suflete mari și
Precum unor animale le-a dat o fire crudă, altora una vicleană, altora una fricoasă, tot așa nouă ne-a dat un spirit iubitor de glorie și de fapte mărețe, care caută o viață cât mai frumoasă, nu una cât mai la adăpost, asemenea cerului de care se apropie, pe cât e posibil cu pașii noștri omenești și pe care limită. Este plin de avânt, are credința că este lăudat și admirat de cineva. Este stăpânul tuturor, stă deasupra tuturor. De aceea nu se pleacă în fața niciunui lucru, nimic nu-i pare atât de greu ca să încovoaie un bărbat. Groaznici arată la chip și moartea și truda. Deloc, dacă cineva le poate privi în față și dacă poate birui întunericul. Multe care noaptea ni se par de groază, ziua sunt de râs. Groaznici arată la chip și moartea și truda. Bine zice Vergiliu al nostru, căci el nu spune că sunt groaznice în realitate, ci la vedere că ele par, dar nu sunt. Ce sunt în ele, zic, atât de înfricoșător pe cât le merge buhul? Pentru ce, mă rog, ție, Luciliu, un bărbat să se teamă de trudă, un om să se teamă de moarte? De multe ori mă întâmpină oameni care cred că ce nu pot face ei nu se poate face și care zic că noi vorbim despre lucruri mai mari decât poate suporta firea omenească. Cu cât e mai bună părerea pe care o am eu despre ei, și ei pot face aceste lucruri, dar nu voiesc. În sfârșit, cine dintre cei care au încercat n-a reușit? Cui nu i s-au părut mai ușoare de îndată ce s-a pus pe treabă? Nu pentru că ele sunt grele, nu îndrăznim, ci fiindcă nu îndrăznim, sunt grele. Dacă însă vreți un exemplu, luați-l pe Socrate, bătrânul mult încercat, izbit de toate necazurile, dar care totuși nu s-a lăsat învins nici de sărăcia pe care greutățile lui casnice o făceau și mai împovărătoare, nici de strădanii, unele dintre ele ca oștean. Cât i-a mai tras în viața casnică, dacă ne amintim fie de soața lui, cu firea ei sălbatică și cu limba pusă pe ocări, fie de copiii neascultători care semănau mai mult cu mama decât cu tatăl lor. Dacă face bine socoteala, el și-a trăit viața în război, sub un regim de tiranie și sub altul de libertate mai sălbatică decât războaiele și tiranii. Războiul a durat 27 de ani. După terminarea războiului, cetatea a încăput ca pedeapsă pe mâna celor 30 de tirani, dintre care cei mai mulți erau dușmani. Ultima năpastă, condamnarea sub cele mai grele acuzații, a pus vârf la toate. I s-a pus în spate violarea religiei și coruperea tineretului, pe care s-a spus că îl ridică împotriva zeilor, a părinților și a statului. După aceea urmară temnița și otrava. Într-atâta sufletul lui nu fu tulburat, încât nici chipul nu i se tulbura. Glorie minunată și unică! Până în ultima clipă nimeni n-a văzut pe Socrate nici mai vesel, nici mai trist. Soarta lui se schimbase cu totul, dar el rămăsese același. Vrei un alt exemplu? Ia-l pe acest M. Cato, mai aproape de timpurile noastre, cu care soarta a fost și mai dușmănoasă, și mai crâncenă. După ce îi se opusese în toate împrejurările și ultima dată chiar când murea, Cato a dovedit că un bărbat curajos poate totuși trăi în pofida sorții, poate muri fără voia ei. Toată viața și-a petrecut-o fie în războaie civile, fie în zbuciumul premergător unui război civil. Ca și despre Socrate, ai putea spune și despre el că a trăit în robie, afară doar de crezi că Pompei, Cezar și Crassus erau niște partizani ai libertății. Într-o republică ce se schimba mereu, nimeni nu l-a văzut pe Cato schimbându-se. În orice situație s-a arătat același. În timpul preturii după înfrângerea în alegeri, în timpul acuzării în provincie, în adunări, în armată, în clipa morții. În sfârșit,
În acea tulbure epoca Republicii, când de o parte ședea Cezar sprijinit de 10 legiuni călite în lupte și de forțele altor neamuri străine, iar de alta Pompei, care credea că e destul un om împotriva tuturor, când unii erau de partea lui Cezar și alții a lui Pompei, numai Cato a ținut și partea Republicii. Dacă vrei să cuprinzi cu mintea icoana acelei vremi, închipuiește-ți deoparte plebia și toată gloata ridicându-se pentru altă viață, de cealaltă pe nobili, clasa cavalerilor și tot ce era nepătat și de vază în stat, iar la mijloc doi părăsiți, Republica și Cato. Te vei mira, zic, când vei vedea pe Priam și Atride și înveșunat pe amândoi pe Ahile, căci acesta nu aprobă pe niciunul și vrea să-i dezarmeze pe amândoi. Despre cei doi, Cato își dea astfel părerea. De va învinge Cezar, eu voi muri. De va învinge Pompei, voi fi exilat. De ce ar fi avut să se teamă omul care, învins sau învingător, își rezervase soarta pe care i-ar fi putut-o rezerva cei mai înverșunați dușmani? A murit așadar după hotărârea lui. Vezi dar că omul poate răbda suferința. Cato și-a condus pe jos armata prin mijlocul pustietăților Africii. Vezi că el poate îndura setea, târând după sine pe dealuri pârjolite resturile, fără niciun fel de provizii ale unei armate învinse. Cato a îndurat, încins în platoșa lui, lipsa de apă și ori de câte ori se-i dea ocazia, bea cel din urmă. Vezi că se poate disprețui și mărirea și rușinea. În ziua în care a fost respins la alegeri, Cato s-a jucat cu mingea pe locul adunării. Vezi că poate să nu se teamă de puterea celor mari. A provocat deodată și pe Pompei și pe Cezar. Nimeni n-ar fi îndrăznit să jignească pe unul dintre aceștia, decât ca să-și câștige trecerea pe lângă celălalt. Vezi că se poate disprețui atât moartea cât și exilul. El și-a impus și exilul și moartea, iar între timp războiul. Putem așadar să avem și noi curajul lui împotriva acestor necazuri. Numai să vrem să ne scoatem gâtul din jug. Mai întâi însă trebuie să fie îndepărtate plăcerile. Ne slăbesc, ne moleșesc și ne pretind prea mult. Iar cei prea mult nu se poate cere decât norocului. Apoi trebuie să fie disprețuite averile. Sunt răsplata servituților. Să părăsim aurul și argintul și tot ce împodobește casele bogate. Libertatea nu se poate dobândi pe degeaba. Dacă pui preț pe ea, toate celelalte trebuie socotite de puțin preț. Cu bine!